Veți asculta un mesaj prezentat de Iosif Anca. Slavi să fie Domnul! Haideți să ne luăm Scripturile, să ne deschidem mintea, să rugăm pe Domnul să ne ajute la aceasta și la minte și la inimă să fie deschise înaintea Lui, ca să înțelegem Scripturile atât din punct de vedere teoretic, cât și să lase Duhul Său peste noi ca să putem trăi aceste lucruri, pentru ca să dobândim mântuirea sufletului nostru. Continuăm această serie de studii din tema Lupta cea bună. Astăzi vom lua una dintre arme. Deschideți, vă rog, la Efeseni, capitolul 6. Citim de la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă. Și noi vom vorbi despre una din îmbrăcămintele acestea. Cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Versetul 14. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Una din armele neprihănirii, armă de apărare, este brâul adevărului. Adevărul, socotit ca fiind cingătoarea care se pune în jurul mijlocului. Cât privește cingătoarea, depinde de slujba care o are omul. De exemplu, preoții aveau un anumit fel de brâu în Vechiul Testament, lucrat cu măestrie, și era una din părțile, componente ale îmbrăcăminții preoților. Brâul are mai multe roluri. De exemplu, pentru trup, brâul ajută la efort când cineva este încins cu un brâu. Pentru îmbrăcăminte, o strânge, o reglează în jurul corpului. Și pentru arme, brâul servește ca suport. Așa cum am citit deja, este trecută ca prima armă de apărare împotriva lui Satan, cu care putem să stingem săgețile lui, cu care putem să ne împotrivim uneltirilor lui. Spunea Domnul Iisus în Ioan capitolul 8, vorbind despre adevăr, 8:32-34, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi. Pentru că altfel, spune versetul 34, adevărat, adevărat vă spun, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Adevărul îl eliberează pe om. Este prima armă amintită aici. Vreau să privim acum așa la adevăr, așa cum este văzut el de Biblie, și apoi vom lua, cum facem noi de obicei, și câțiva oameni pentru a exemplifica lucrarea aceasta. Oameni care s-au luptat având adevărul ca brâu în jurul lor. Să privim mai întâi la istoria adevărului. În Scripturi, în Isaia 65, scrie despre Dumnezeu, prezentându-L pe Dumnezeu sub un nume, 65:16. Așa că cine se va binecuvânta în țară, se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului. Și cine va jura în țară, va jura pe Dumnezeul adevărului. Iată cum, repetat, este definit Dumnezeu ca Dumnezeul adevărului. Iar Apostolul Pavel spune în epistola sa către Tit, în capitolul 1, versetul 2, Dumnezeu care nu poate să mintă. Adevărul are ca origine Dumnezeul adevărului. Însă, de-a lungul istoriei, adevărul a fost denaturat. Există la evrei o legendă care spune că adevărul și minciuna au trecut o apă și și-au luat hainele pentru a nu se umezi. Și minciuna a trecut prima și a luat hainele adevărului, s-a îmbrăcat cu ele și a propus adevărului să le îmbrace pe a ei, ceea ce adevărul n-a voit. Și spun ei, de atunci în lume adevărul e gol-goluț și minciuna este îmbrăcată în haine de adevăr. Pentru că, începând cu Satan, despre care citim în Ioan capitolul 8, versetul 44, adevărul, repet, a fost denaturat. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr. Vom vedea noi că adevărul și cu nelegiuirea se resping. Și spune Biblia în cartea profetului Ezechiel 28:15 despre Satan, că a fost fără prihană, adică a fost și el în adevăr, până când s-a găsit nelegiuirea în el. Și nelegiuirea cu adevărul este ca lumina și întunericul. Se resping una pe cealaltă. Deci diavolul nu a stat în adevăr, nu stă în adevăr.
pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește între lui că cel este mincinos și tatăl minciunii. Și mai ci adăugăm Romani 1:18, că după el, după Satan, sub influența lui, oamenii au repetat aceeași greșeală. Romani 1:18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei încinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuire a oamenilor, care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor. Adevărul de-a lungul vremilor a fost înnăbușit de nelegiuire, de minciună, de păcat. A fost acoperit, a încercat să fie diluat ca să nu mai rămână adevăr. Însă, izvorul adevărului a rămas același. Dumnezeu și astăzi este Dumnezeul adevărului. Nu poate să mintă, dar Satan în lumea aceasta a umbrit adevărul. Și oamenii prin păcatul lor l-au înnăbușit. Vreau să privim acum la domeniile adevărului. Un prim adevăr, un prim domeniu este domeniul teoretic. Să declare adevărul, să spui adevărul, verbal, scriptic, dacă vreți. Citim în Proverbe, capitolul 8, de la versetul 6. Ascultați căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Uneori încearcă oamenii să nu spună o minciună, dar să spună ceva sucit. Aici este un adevăr total. Apoi, citim tot din Proverbe 12:19, buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Deci un adevăr este cel la domeniul buzelor, al gurii, al vorbirii. Și adăugăm și din Noul Testament, Efeseni 4:25, și până ajungeți acolo vă amintesc Domnul Iisus în vorbirea sa din Evanghelii. Frecvent utilizează expresia aceasta, adevărat, adevărat vă spun. Adică Domnul n-a spus nimic sucit. El a vorbit numai adevărat, adevărat. Scrie în Efeseni 4:25, de aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul. Un adevăr teoretic. Însă, la ora aceasta pe glob, s-a cam pierdut adevărul. Oamenii vorbesc, dar nu neapărat este așa. Oamenii vor să înșele, vor să inducă în eroare. Cât de frumos ar fi, imaginați-vă, și asta mai întâi în biserică trebuie să fie, pentru că și continuarea versetului spune, pentru că suntem mădulare unii altora. Cum ar fi mâna dreaptă să o mintă pe mâna stângă? Să se facă că îi pasează ceva și când colo, cum spune un copil care ține mâinile la spate, ghicește am și când colo nu este nimic. Dar unul pe altul, oamenii se mințesc. Un al doilea domeniu, domeniu practic. Citim în Ieremia 9:3. Au limba întinsă ca un ar și aruncă minciuna. Și nu prin adevăr sunt ei puternici în țară, că-și merg din răutate în răutate și nu mă cunosc, zice Domnul. Fiecare să se păzească de prietenul lui și să nu se încreadă niciunul din frații lui, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfel. Se trag pe sfoară unii pe alții și nu spun adevărul, își deprind limba să mintă și se trudesc să facă, deci nu doar să spună, și să facă rău. Cât sfor nu se trag și în lumea asta? Și este un cuvânt în cartea profetului Isaia 5, versetul 18. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funele minciunii și păcatul cu șleaurile unei căruțe. Apoi, deschideți în urmă în Deuteronom 25, tot în domeniul practic vorbea Dumnezeu lui Israel și de aceea vă spuneam că lecția de duminică ne ajută, că în România tare am fost obișnuiți să nu fim drepți, să nu fim adevărați, să nu fim oamenii corecți. Hârtiile sunt corecte, dar foarte mulți gestionari, de exemplu, stăteau într-un serviciu nu pentru că salariul era suficient, ci pentru că pe lângă salar mai puteau să mai facă rost de un salar. Deuteronom 25:15. Ci să ai o greutate adevărată, adică să n-ai două feluri, spune versetul 14, una mică, alta mare. Și să ai o efă, deci o unitate de măsură adevărată și dreaptă, pentru ca să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, căci oricine face aceste lucruri,
Oricine săvârșește o nedreptate este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Și un cuvânt mă adăugăm, Filipeni 4:8, tot în domeniul practic, ca să nu înșelăm și adevărul să fie materializat, încolo, frații mei, de-a Domnul, nu știu dacă de duminică până marți am mai fentat ceva, nu știu, dar de marți încolo, tot ce este adevărat, și uitați cu ce se încheie versetul, aceea să vă însuflețească. Deci doar ceea ce este adevărat. Însă este adevărat că dacă vom încerca să fim oamenii adevărului, să nu spui nicio minciună și nimic sucit, și să n-ai nicio greutate strâmbă în sac, asta va fi greu. Mai cu seamă când toți cei din jur fac așa, mai cu seamă când te-ai obișnuit să faci altfel, mai cu seamă când ai găsit o scuză la ceea ce ai făcut până acum. Și sincer vă spun, în ultimele săptămâni m-am zbătut puțin cu aceste probleme și mi-am făcut niște calcule, însă gândiți-vă dumneavoastră ce ar aștepta Dumnezeu de la noi. Gândiți-vă, printre altele, de ce lucrările Domnului nu se desfășoară între noi cum ar trebui. Gândiți-vă de ce nu avem progres spiritual. Gândiți-vă de ce slujba se face doar la parametrii la care se face. Nu cumva și aceste lucruri concură la slăbirea noastră spirituală și la împiedicarea lucrării lui Dumnezeu în biserică? E adevărat, când gândim în mod real de acestea, imediat trebuie să ne facem niște socoteli. Dar atunci cum am mai descurs, atunci cum fac utare, cum fac utare? Asta este cea mai grea, unul din cele mai grele teme ale pocăinții. Poate doar în domeniul familiei este mai greu decât acesta. Dar gândiți-vă la aceste lucruri. Și un alt domeniu al adevărului am numit adevărul veșnic. Sunt anumite lucruri care pe moment poate fi un adevăr. De exemplu, este adevărat că eu trăiesc acum, dar peste 50 de ani nu mai trăiesc, să zic. Și dacă ar spune cineva, Iosif trăiește, atunci nu mai este valabil, nu mai adevărată declarația aceasta, este falsă. Însă sunt niște adevăruri care sunt veșnice. Spune Biblia în 1 Tesaloniceni 1:9, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Adică este viu pentru totdeauna. Apoi, un alt cuvânt care ne ajută și mai bine, 2 Ioan, acea epistolă mică din fața epistolei lui Iuda, 2 Ioan, versetul 2. Pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Deci un adevăr care nu trece, care nu se consumă în timp. Sunt niște adevăruri care sunt veșnice. Apoi, puțin mai jos, în a treia epistolă, versetul 12. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie și noi mărturisim despre el și știți că mărturia noastră este adevărată. Domnul Iisus este adevărul și Duhul Sfânt este adevărul, este Duhul adevărului și Tatăl este Dumnezeu cel adevărat. Vedeți, adevărul acesta trebuie să transcedă veșniciile, trebuie să rămână pentru totdeauna. Și sunt lucruri care astăzi pot avea titlul de adevăr și o potrivim noi ca să sune bine, dar în lumina veșniciei va suna adevăr sau va suna cu vremea minciună? Trecem mai departe, enumerând 3 principii ale adevărului. Și în final, cum spune Pavel într-o epistolă, trag nădejde că vom înțelege. În primul rând, adevărul este pur, adică adevărul este adevăr 100%. Citim în 1 Ioan 2:21, v-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nici o minciună nu vine din adevăr. Deci dintr-un adevăr nu poți scoate nicio minciună. El este pur, totalmente adevăr. Poți să-l întorci cu susul în jos. Poți să-l bați, poți să faci ce vrei. Poți să-l supui unor procedee fizice sau chimice, tot adevăr rămâne. Adevărul e adevăr pur. Și întoarceți puțin în urmă, în Tit 1:14, spune aici să nu se țină de bazme evreiești
și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. În lumea aceasta atâtea povești sunt și chiar există o expresie la școală, cum că au un sâmbure de adevăr. Minciuni cu sâmbure de adevăr e cât frunză și iarbă. Bazme care au un adevăr în ele. Povești, porunci date de oameni, alte lucruri care au puțin adevăr, dar de fapt întorc pe oameni de la adevăr, că puțin a luat de minciună, dospește toată plămădeala. Și dacă Satana ar livra numai minciună goală, goluță, fără să fie îmbrăcat în haine de adevăr, ar fi trebuit să-și închidă prăvălia de mult, dar încă îi merge, că are și adevăr. Numai că îi întoarce de la adevăr și adevărul este înnăbușit în nelejuire. Dar ceva adevăr există. Însă adevărul lui Dumnezeu este un adevăr pur, fără nici o minciună, fără nici un aluat. De-abia acela este adevăr. Un al doilea principiu, adevărul trebuie obținut. Citim în Vechiul Testament, o luăm din cartea Exodului, adevărul nu se găsește pe garduri, nici nu te va învia cineva cu el ca și cu un pleant. 23 cu 1. Să nu răspândești zvonuri neadevărate. Rețineți și treci în Deuteronom 13 cu 14. Câte zvonuri nu circulă în lumea aceasta? 13 cu 14. Să faci să cercetări, să cauți și să îndrepți cu deamănuntul, dacă este adevărat, dacă lucrul este întemeiat. Foarte mulți spun neadevăruri, că așa o primite informație și mai dau drumul mai departe. Dacă vrei să ai adevărul, obține-l mai întâi, fă cercetări amănunțite. Chiar din Scriptură, câte învățături greșite nu circulă? Sau sunt unele expresii, că dacă faci un pas, Dumnezeu face doi. Și câte și câte, că îți vei spune la mor să iasă ei afară, să intrăm noi, să facă rocade din astea. De astea care nu scrie în Biblie. Sau câte zvonuri de fratele cutare și de sora cutare sau de cutare nu circulă în ziare și printre oameni. Pentru că oamenii n-au obținut adevărul. Adevărul trebuie obținut. Trebuie cercetat ca să afli unde este și care este adevărul. Apoi, Proverbe 23, tot pe linia aceasta, 23 cu 23. Cumpără adevărul. Trebuie cumpărat. Și nu-l vinde după aceea. Apoi, pe pagina din stânga, 20 și 2 cu 20. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări? Ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite. Scriptura oamenilor lui Dumnezeu, au pentru noi sfaturi, cugetări, ca să găsim adevărul și să răspundem apoi cu vorbe întemeiate și adevărate. De aceea fiecare este indicat să-și ia ca un angajament, ca un legământ al vieții sale, că nu mai spune o vorbă mai departe până nu află că e adevărat, până nu cumpără adevărul, să nu umblăm cu minciuni. Și încă un cuvânt, Eclesiast 12 cu 10, Solomon a scris multe cărți. Și a scris despre copaci, despre oameni, despre câte toate. Dar înainte de a scrie, auziți ce spune aici. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie în tocmai cuvintele adevărului. Le-a căutat. Altfel adevărul n-ai de unde să-l ai dacă nu-l cauți, dacă nu-l cumperi, să-l obții și de-abia atunci să-ți deschizi prăvălie să vinzi. Până atunci, taci din gură. Până atunci, obține produsul finit. Este ca și cum avea o fabrică. Nu vinde materia primă, prelucrează-o. Vezi ce trebuie obținut și de-abia atunci spune mai departe. Un alt principiu, adevărul trebuie păstrat. Spune Ieremia 5 cu 1, trebuie să-ți fie drag, să ții la adevăr. Cutreierul Ierusalimului, uitați-vă și întrebați să căutați în piețe dacă se găsește un om. Dacă este vreunul care să înfăptească ce este drept, care să se țină de adevăr, și voi ierta Ierusalimul, n-aveau evreii adevărul? Cuvântul Domnului este adevărul. Dar l-au neglijat și adevărul lor s-a împăienjenit și s-a diluat și n-a mai rămas adevăr. Nu a lăsat Domnul Iisus și apostolii adevăr în Noul Testament?
Dar au ținut oamenii adevărul? S-a adăugat ba o tradiție, ba s-a pierdut de colo unul. Și acum nu mai știm cum a fost. Și oamenii spun că a fost așa la început și alții se pretind că ei dețin adevărul, pentru că n-a fost ținut adevărul. Spune Biblia Ioanul cu 18 că în Vechiul Testament a venit legea, dar harul și adevărul a venit prin Hristos. A păstrat în schimb biserica adevărul? Nu l-a păstrat. Un principiu al adevărului, ține adevărul, păstrează. Spune Tit 1 cu 9 că în mod special, spune la prezbiter, să se țină de cuvântul adevărat. În mod special cei care sunt în slujbă au datoria să păstreze adevărul ca o comoară. Să țină adevărul când îl ai, să-l ții, spune Biblia în cartea Proverbe, mai mult ca la aur. La fel și aurul nu se găsește ca bolovane pe stradă. Trebuie căutat, obținut, preparat, așa e și adevărul, și apoi păstrat mai ceva ca aurul, că îl fură hoții sau se pierde. Să privim acum, că noi am vorbit despre arme, puterea adevărului. În ce constă puterea adevărului? De ce adevărul este o armă? Și am notat două lucruri. În primul rând, deschideți la Roman 13, puterea adevărului constă în lumină, în transparență. Când ești adevărat și n-ai nimic de ascuns, te poate cerceta cine vrea, ești invincibil. Când dai adevărul în mână despre o persoană, e ca și cum ai vedea prin ea. Adevărul scoate totul la lumină. Spune Roman 13:12, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Și acum la Efeseni 5, de la versetul 8. Odinioară era țin întuneric. Și oamenii care stau în întuneric nu vin să nu li se vadă faptele. Dar nici putere de acțiune și de luptă nu au. Versetul 9. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrări neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă osândiți-le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală. Pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. Când ești îmbrăcat cu adevărul, ai puterea luminii. Și lumina, dacă vreți, și în alte tehnologii, chiar cea militară, sau alte domenii industriale, lumina este o forță extraordinară. Așa este și în plan spiritual. Când adevărul este cu tine, este ca și cum ai fi în lumina becului. Ai putere. Puterea dată de lumină, de transparența aceasta. Că tu n-ai nimic de ascuns și vezi poziția inamicului. Când știi adevărul. Spunea Domnul Iisus, Luca 12:35, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Și atunci ești puternic. Cealaltă față a puterii adevărului constă în judecata dreaptă. Citim în Zaharia capitolul 7 de la versetul 9. Așa vorbi Domnul oștirilor, faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Și pe pagina din dreapta, 8:16, iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună apropiului său adevărul. Judecați la porțile voastre după adevăr. Când deții adevărul, poți să judești drept. Și în vederea păcii, niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva apropiului său, nici să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate aceste lucruri eu le urăsc, zice Domnul. Domnul Iisus a putut să vorbească, a putut să judece, apostolul Pavel și oamenii care au stat în adevăr au putere să judece drept. Și există o autoritate și o putere în acea judecată dreaptă. Mai adăugăm doar Proverbe 29, tot în privința judecății drepte, a adevărului, 29:14, un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Și încă un aspect înainte de a trece la exemple, și anume frumusețea adevărului. Spune bine în Proverbe că Satana spune și nebunia că pâinea furată e dulce.
că apele furate sunt dulci. Nu este adevărat. Minciuna nu e frumoasă, păcatul nu este frumos, adevărul este frumos. Și două culori frumoase adevărului vreau să le privim în Biblie. În primul rând, adevărul este frumos pentru că îți lasă liniște în cuget. Citiți Roman 9 cu versetul 1. Spun adevărul în Hristos, nu mint, zice Pavel. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Când te bazezi pe adevăr, cugetul tău este liniștit. Înăuntru tău este bine, te simți bine. Și adăugăm a 1 Ioan capitolul 3, unde spune și mai pregnant lucrul acesta, 1 Ioan 3 cu 18. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, și cu fapta și cu adevărul. Și acum rețineți. Prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Când ești în adevăr, așa ești de liniștit. Dacă ești la un examen, se spunea duminică, dar tu ești în adevăr, tu știi, tu n-ai copiat, așa ești de liniștit. Adevărul dă liniște, e frumos. Dar dacă ești cu fițuicile pe aici, dacă ești cu pisica în sac și cu gherile afară, dacă ești în neregulă și vine poliția sau un control, n-ai liniște. Tot tremuri, zici că-i frig. Dar când ești în adevăr, ești liniștit. Și dacă se întâmplă ceva, spui, nu-mi pasă. A spus eu, măcar știu, am liniștea că eu sunt curat. Asta e frumusețea adevărului. Liniștea în cuget. Pentru adevăr, Iisuse, de voi fi lovit, chiar de frați și de prieteni, rămân liniștit. Pentru a ta credință sfântă, una pe pământ, nu voi asculta de oameni, ci de-al tău cuvânt. Pentru caraca cea dreaptă, alungat de-aș fi mai statornic lângă tine, mă voi alipi. Pentru voia ta curată, prigonit de-ți eu, vreau în pacea ta adâncă să rămân mereu. Plăcută-i ascultarea de-al tău sfânt cuvânt, decât mine jertfe aduse astăzi pe pământ. Vreau să ascult întregul-mi suflet, vreau să ascult mereu adevărul cărții tale, Doamne, Domnule meu. Pentru adevăr de-aș pierde tot ce am mai drag, și-aș rămâne fără nimeni străin și pridrag. Mi-e de-ajuns să-mi știu, Iisuse, mâna-n mâna ta, adevărul și iubirea-ți mă vor mângâia. Pentru mine tu ești totul, adevăr și har. Viața mi-o jertfesc întreagă pe-al tău sfânt altar. Și cu inima sfințită vreau să-nalț mereu adevărul pretutindeni, El e Dumnezeu.
și cu inima sfințită vrea să înalt mereu. Adevărul pretutindeni, El e Dumnezeu. Adevărul mai dă și un farmec deosebit al dragostei. 13:6. Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Când ai practicat adevărul, când ai declarat adevărul, dragostea se bucură. Dragostea se simte bine atunci. Și adăugăm, 2 Ioan 1:1, prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr. Și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Vom vedea noi că dacă practici adevărul, te apucă o iubire față de adevăr și iubirea aceasta pentru adevăr atinge niște cote spirituale înalte în om. Se bucură. Și mai ne întoarcem doar în Zaharia 8:19, acolo în final citim doar: dar iubiți adevărul și pacea. Dacă ajungi să iubești adevărul, să nu-l faci de silă și de forță, ci, cum spune Roman 13, din îndemnul cugetului, să fii un om adevărat, drept, transparent, vei ajunge să te bucuri de aceasta. Să privim acum la câteva exemple. Sunt 2 expresii consacrate în Biblie, nu știu dacă le-a sesizat. Scrie Biblia despre oameni lipsiți de adevăr și oameni credincioși adevărului. Și în mai multe locuri scrie asta. Oameni lipsiți de adevăr și oameni credincioși adevărului. Vedeți, nu este o cale intermediară să spună oameni care au ceva adevăr. La ăștia le spune că sunt lipsiți, că adevărul e pur. Sau ceilalți care l-au sunt credincioși adevărului, adică nu doar să ai adevărul din când în când, să fii adevărat când poți tu. Să fii credincios adevărului, consecvent. Să privim mai întâi în 1 Timotei 6:5, unde spune despre aceasta: zadarnici și ocniți de vorbele oamenilor străcați la minte, lipsiți de adevăr, care cred că evlavia este un izvor de câștig. Deci nu că sunt proști, că nu știu să descurce, să prea știu descurca ăștia. Străcați la minte în sensul binelui. Dar probabil, cum spunea Domnul Iisus în Luca 10, că fiind întunericului pentru treburile lor de deștepți, mai deștepți ca ăștia alți. Străcați la minte în ce privește adevărul. Ferește-te de astfel de oameni. Să dăm câteva exemple. Întoarceți în Vechiul Testament, la Exod, capitolul 7 și 8 și 9, gândindu-ne la Faraon. Biblia spune clar că lumea aceasta zace în cer rău și el e tăticul minciunii. Și cei care se credeau în vremea Domnului Iisus că spiritual, dar făceau faptele lor, Domnul le-a spus că sunt tot din minciună să trag, dar ceilalți care nici măcar nu pretind că s-au lui Dumnezeu. Deci Faraon este doar un exponent al minciunii cât este la ora asta în politică și în tot ce vreți în lumea asta. Le spunea lui Moise, dau drumul poporului să plece. Cum mai spun ăștia câteodată așa ca să se spargă câte o grevă sau câte o demonstrație. Hai, liniștiți-vă că se rezolvă. Nu-i doare capul, că doar nu stau în adevăr. Adevărul nu este un principiu în vreo țară anume. Adevărul e numai un principiu în împărăția lui Dumnezeu. Și îl minte așa pe Moise, îți dau, nu-ți dau, îți fac, nu-ți fac. Și spune în 8:29, Moise a răspuns: am să ies de la tine și am să mă rog Domnului. Mâine muștele se vor depărta de la Faraon, de la slujitorul lui și de la poporul lui, dar să nu ne mai înșele Faraon nevrând să lase pe popor să plece ca să aducă jertfe Domnului. L-am amintit pe Faraon, nu ca să-i judecăm noi pe ai noștri de la București sau de o altă parte. Oare nu cumva și noi nu stăm în adevăr? Zicem, așa facem, fraților, dar pe mâine suntem ca Faraon, nu mai fac. Și joi spunem, așa facem, și pe sâmbătă iară suntem ca Faraon și iară nu mai facem. Nu stăm în adevăr, ăștia sunt oameni lipsiți de adevăr. Ei declară adevărul, dar pe când să-l aplice practic, nu mai au. Că tăticul a livrat producție de minciună și iară s-a schimbat omul.
să stai în adevăr. Biblia spune, dacă a făcut cineva un jurământ, în paguba lui, dacă a luat cineva, vedeți Dumnezeu cât de tare pedepsește și îl supără, spune, mai bine nu lua o juruință decât să o zici și să nu o faci. Asta înseamnă să nu stai în adevăr. Biblia spune, dai da și nu ce trece de aici încolo de la cine vine? Adică de aici încolo nimic nu mai e adevăr, până în capăt. Tot e minciună. Eu știu că e greu să întreții o cultură într-o grădină care nu-i erbicidată, dar e semănată în toată noaptea de vrăjmașul. Păi e greu, că după când seamănă în ziua, noaptea o seamănă la loc. Este greu. Dar asta spune Biblia. Să vă spun altceva? Biblia spune în 1 Timotei 4:16, spune-le așa, că dacă trăiești și tu, te mântuiești pe tine și pe cine te ascultă. Dacă nu, nu mă mântui nici pe mine, nici pe alții. Deci să nu fim un fel de faraon. Când ne strânge Dumnezeu cu ușa sau când discută cineva cu noi, facem. Și apoi, pe mâine, nu mai facem. Și de-abia sub pedepsele Dumnezeu a ajuns să facă. Scrie acolo că Dumnezeu i-a împietrit inima. Dar asta numai scrie pe la a cincea plagă în sus, dar până pe la a cincea el și-a împietrit-o. Un alt exemplu, Iosua, capitolul 9, este vorba de gabaoniți. Versetul 4. Au întrebuințat un vicleșug și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat saci vechi, s-au echipat ca atare. Versetul 6. Pe la jumătate. Noi venim dintr-o țară îndepărtată. Acum deci faceți legământ cu noi. Ne ducem noi câteodată la autorități și luăm straie de gabaoniți pe noi și spunem cam așa. Sau putem merge la biserică să vă spun numai ce am pățit și câte probleme am și cum a fost. Și le arătăm merindea noastră mucegăită. Poate că locuiți în mijlocul nostru. Cum să facem noi un legământ cu voi? Iar răspunde Iosua, noi suntem robii tăi. Și Iosua le-a zis, cine sunteți voi și de unde veniți? Robii tăi vin dintr-o țară foarte îndepărtată pentru faima Domnului Dumnezeului tău. Am zis cum l-au vărât pe Dumnezeu. Și cum putem noi uneori să ne plângem și să ne îmbrăcăm așa ca și gabaoniții, ca să obținem ceva. Și pe moment au obținut. Au plătit în timp, apoi. Secole de-a rândul. Cel mai tare i-a penalizat Saul. Dar au pus-o cumva și au sucit-o. Dar n-a fost adevăr. Ce a fost? Minciună. Și în urmă s-a trezit Iosua. Și câte înșilătorii nu se fac și astăzi. Păi aici cum este la vad, fratele Uli și ceilalți știu, toată ziua vine, ba de Suceava, ba din Baia Mare, ba de nu știu unde. Și fiecare îmbrăcat așa ca un gabaonit, numai de drum, numai de cutare, numai pentru asta, numai pentru asta. Ca să nu mai spun că din punct de vedere spiritual putem noi să ne plângem, să spunem, ai, așa și așa a fost. Și nu suntem reali. Dacă nu ești un om care minți, de regulă. Când ai spus prima minciună și ai început o poveste din asta gabaonită, deja simți că bate pulsul. Și dacă ai aparate la bord, vezi că-i bai, ori cu apa, ori cu uleiul. O scăzut ori cuvânt, ori duhul. Dar dacă te-ai obișnuit așa și nici nu mai ai înregistrare pentru verificare, cum e vorba aceea, că unii mint de cred și ei jumătate. S-au obișnuit așa, oameni lipsiți de adevăr, ca și gabaoniții aceștia. Asta este exemplu din vechime. Dar hai să citim în Daniel capitolul 8. Asta e exemplu de mâine, nu de ieri și cu viacuri în urmă. Daniel 8. 8:12. Spune-și despre fiara din Apocalips. Asta care vine. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început. Satan aduce o luptă masivă astăzi să arunce adevărul la pământ. O simțiți? Pe toate fronturile. Totul e fals aproape. Dacă vreți, mărfuri contrafăcute și din toate domeniile, de la lucruri mari până la lucruri mici. Vorbăria, atâta filozofie, peste tot, adevărul e aruncat la pământ. Și deschideți acum la 2 Timotei, capitolul 3,
Citim aici de la versetul 7. Aici vorbește domeniul religios, că și în privința asta adevărul se vrea aruncat la pământ, care învață totdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștința adevărului. Dar cum vine asta? Rețineți! Învață totdeauna, îți plin de învățătură, dar n-ajung la cunoștința deplină a adevărului. De ce? După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt străcați la minte și osândiți în ce privește credința. Cunoștința va crește, dar și în societate, în lume, adevărul va fi aruncat la pământ și spune că va izbuti în asta, dar și în plan religios. Învață întotdeauna, dar n-ajung să dețină adevărul. De ce? Pentru că sunt stricați la minte, lipsiți de adevăr. Nu sunt sinceri cu Dumnezeu și cred sub influența străinului. Dar să amintim cea de-a doua categorie, oameni credincioși adevărului, deschideți la Efeseni 4, unde scrie lucrul acesta, 4:15, ci credincioși adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungi de la Cel ce este capul, Hristos. Și a treia Ioan, versetele 3 și 4. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că tu ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Ce expresie frumoasă! Se poate spune despre mine, e credincios adevărului și umblă în adevăr. Și spune Ioan, eu n-am mai mare bucurie decât să aud despre copiii mei că umblă în, că umblă la adunare, că umblă în adevăr și că-s credincioși adevărului. Mai mare bucurie nu există. Îi iubea Ioan și aici e farme cu adevărului când te bucuri de adevăr. De nelegiuire nu te poți bucura ca de adevăr, nu poți. Cine a vrut să bată pe cineva, se bucură în final că l-a bătut, nu? Dar nu cred că bucuria că ai bătut pe cineva e a fel de mare cu bucuria că ai ajutat pe cineva. Nu seamănă. Chiar dacă îți bucurii amândouă. În 1 Împărați citim despre Ilie, 1 Împărați capitolul 17, acest om al adevărului. Auziți și declară văduva din Sarepta. După ce l-a cunoscut, 17:24, și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Și întoarceți pagina, cum se roagă Ilie, 18:37. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu ești adevăratul Dumnezeu, între alți idoli falși. Și să le întorci astfel inima spre bine, versetul 39. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și a zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Un om al adevărului, slujitor a unui credincios, al lui Dumnezeu al adevărului. A recunoscut și femeia și oricine, asta e adevăr. Cum zice, așa face. Cum se spune, așa se întâmplă, ca proroc, ca om. Un alt exemplu, în Noul Testament, Apostolul Pavel, asta e apostolul neamurilor. Și spune Biblia că ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui, nu? Să fim și noi ca el. Fapte 26:25 declară Apostolul Pavel în fața autorităților. Nu sunt nebun prealesul Festus. Din potrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Și nu doar în fața autorităților, deschideți la 2 Corinteni 7:14, unde spune el celor din Corint, 1133, și dacă m-am lăudat puțin cu voi, înaintea lui, n-am fost dat de rușine, ci după cum în orice lucru v-am spus, adevărul. Adică să spui adevărul în orice lucru. Se poate asta? Asta spune Pavel și în Fapte 20, acolo unde vorbește cu prezbiterii. Știți că n-am ascuns nimic, v-am spus tot ce e folos. Tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tita s-a adeverit. Pentru că el era un om care spunea adevărul sub orice formă. Și mai adăugăm în 1 Timotei 2:7, unde spune Pavel și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu
spun adevărul în Hristos. Nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Păi cum ar fi să nu fiu un om al adevărului, dar să spui altora, eu vă propovăduiesc adevărul? Asta înseamnă să fii cu pipa în gură, să spui la alții să nu fumeze. Deci el a putut să spună adevărul, că spunea, vorbea adevărul. De fapt, și pierzi valoarea de om și valoarea de adevăr dacă te încurci și cu minciuna și nu rămâi credincios adevărului. Și un al treilea exemplu, ăsta e desăvârșit. E vorba de Iisus. Deschideți la Matei 22. Știți, Domnul a spus și el însuși, că zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Dar în Matei 22 au recunoscut dușmanii. 22:16. Au trimis la el pe ucenicii lor, împreună cu irodianii, care i-au zis, învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să spese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. E adevărat că ei au vrut puțin și să-l flateze, dar gura păcătosului aici adevăr a grăit. Ești în adevăr, cauți în adevăr, ești drept ca lumina. Apoi, tot despre Domnul Iisus, Ioan, capitolul 18:37. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, i-a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Spuneam noi că la început a fost un adevăr, dar a fost înnăbușit. Și a venit Domnul Iisus din nou să pună adevărul în picioare. Și diavolul vrea acum la urmă din nou să calce adevărul în picioare la pământ. Se va folosi și de mine? Biserica are menirea să țină adevărul sus. Iisus pentru asta a venit. Dacă noi călcăm adevărul în picioare, ori ar fi grav dacă am spune că răstignim pe Hristos a doua oară. El care a venit să moară pentru adevăr, că asta, atunci a spus asta, și noi mai mințim o dată, dar nu pentru asta a venit El? Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat a întrebat ce este adevărul și Iisus nu i-a răspuns. Vreau să ne apropiem de încheiere cu două gânduri. După ce am văzut istoria adevărului, cum a fost înnăbușit de Satana, după ce am văzut că există un adevăr teoretic, un practic și un adevăr veșnic care trece peste veșnicii, după ce am văzut că adevărul este pur, fără nicio minciunică, adevărul trebuie obținut, căutat, apoi păstrat, puterea adevărului stă în lumina sa și în judecata dreaptă și adevărul e frumos că lasă liniște în cuget, și te bucur dacă îl iubești, dacă trăiești în dragostea adevărului. Am văzut și aceste exemple și vreau să încheiem descrieți acum la Psalmul 15. Spune David aici, citim noi aceasta la ora de rugăciune. Doamne, cine va locui în cortul tău? Acum, în final, o fi casa asta frumoasă, dar nu vrem să rămânem în Arad, că tot mereu mormântăm câte unul, nici în America. În final, vrem să ajungem în ceruri, nu? Sau ne zbatem pentru altceva? Nu. Doamne, cine va locui în cortul tău, ne interesează în ultimă instanță, ăsta e scopul final. Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Oare vom ajunge noi să simțim adevărul așa până înăuntru inimii noastre? Adevărul de pe buze poți să-l spui, adevărul de gura cuiva poți să-l spui, dar un adevăr din inimă. Spunea Domnul, dinăuntru ies toate relele. Spune adevărul din inimă acela, dacă e adevărul în inimă, nu clevetește. Că nu se folosește de neadevăr, nu face rău, că adevărul e practic. Nu aruncă o cară care are adevărul în inimă. Cinstește pe ce este Domnul, nu-și ia vorba dinapoi că adevărul este în inimă, nu-și dă banii cu dobândă, la jurământ, este atent. Cer ce se poartă așa. Nu se clatină niciodată. Dacă vom avea adevărul în inimă, adevărul de fapt, Duhul Sfânt, printre altele, este Duhul adevărului. Și când la hap cu Mica și cu Iosafat, ce a venit peste acei proroși să-l trimită pe Ahab? Un duh de minciună. Adevărul este un duh, adică e chiar Duhul lui Dumnezeu,
Și tot în rest este duh de minciună, duh de nedreptate sau satana, dacă vreți, în ultima instanță. Ce duh este în inima mea? Poate cineva, dacă are Duhul lui Dumnezeu în inimă, care e adevărul, cuvântul, de asemenea este adevărul strâns aici, să spună vreo minciună? Nu poate. Atunci, care e concluzia? Este că aici nu ne stăpânește total Duhul lui Dumnezeu și că cuvântul nu este acumulat în proporția necesară supraviețuirii în adevăr. Și ba spune minciuna că ne temem, ba de prestigiul nostru, ba că așa este anturajul și de toate astea satana se bucură și noi pierdem dreptul și candidatura pentru cortul lui Dumnezeu, pentru muntele sfânt. Și în final, ceea ce cred eu că este cel mai aplicativ pentru noi, toată omenirea va da testul acesta. Deschideți la a doua Tesaloniceni, capitolul 2, citim de la versetul 9. Arătarea lui, a celui ce vrea să arunce adevărul la pământ, se va face prin puterea satanei. Totul pleacă de aici, de la puterea satanei. Cu tot felul de minuni, de semne și de puteri, cum? Mincinoase. Și facem o paranteză. Acesta e testul omenirii de la sfârșit. Și știți că la acest test a căzut Adam și Eva la început? Spune în Genesa 3. Oare cu adevărat? Și de atunci adevărul a fost înclinat ca un steag care cade. Și s-a instalat minciuna. Și aici spune în cuvânt și cu toate amăjirile nelejuirii, că nelejuirea înnăbușă adevărul. Pentru că acești sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit, nu adevărul, dragostea adevărului, că nu poți ținea de adevăr dacă nu ți-e drag. Că ăsta-i, dragostea este împlinirea legii. Dumnezeu în Noul Testament n-are o lege impusă ca în Vechiul Testament. Legea cu adevărat a fost dată în Vechiul Testament, dar am spus din Ioan 1:18 că Noul Testament a venit adevărul prin Iisus. Dacă ți-e drag adevărul, atunci rețineți. Pentru că cei ce n-au primit dragostea adevărului să fie mântuiți, că asta ne mântuiește în final. Dragostea pentru adevăr. Fără brâu neprihănirii nu intri pe poartă în cer. Brâu adevărului. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Bătălia finală se va da între adevăr și minciună. Pentru că cei ce n-au crezut adevărul, dar de ce nu l-au crezut? De ce nu le-a fost drag? Și-au găsit plăcere în nelejuire. De ce s-a lepădat Adam și Eva de adevăr? Au găsit plăcere într-un fruct și le-a plăcut. Și-au abandonat adevărul. Lupta se dă din nou între dragostea adevărului și plăcerea de nelejuire. Aceste două culmi au fost în mintea lui Adam și Evei. Măi, mi-e drag ce a zis Dumnezeu, rămân la adevărul acesta, sau mi-e drag fructul ăsta care se vrea a fi bun și plăcut și frumos. La fel este și acum. Rămâi, ești pus într-o poziție critică. Rămâi, ți-i drag adevărul? Vrei să mori cu adevărul în brațe frumos? Sau, măi, mi-e drag și adevărul, dar îmi place și nelejuirea asta. Ei, astea două nu se împacă. Adevărul este înnăbușit. Dumnezeu ne-a prezentat relația noastră cu El ca o relație de familie. Și dacă nu-ți place să rămâi credincios angajamentului care l-a dat soției tale, de exemplu, și ți-ar place să te arunci privirea în altă parte, prima soție cum va rămânea? Va zâmbi, nu? Spune, ai zis, ce bărbat gingașam. Încă reușești să-i fie dragi mai multe deodată. Nici o soție nu va spune așa. Dar Dumnezeu va spune? Deci dacă ți este drag El, adevărul, nu-ți mai place și nelejurile. Acesta e testul final, am citit aici. Până la versetul 13, continuăm. Însă noi, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și în credința adevărului. Să ne ajute Dumnezeu să nu mai repetăm greșeala pentru care am fost scoși din rai, că ne-a plăcut nelejuirea. Pentru o plăcere să abandonezi adevărul. Când l-ai abandonat adevărul, ți-ai dat brâul jos. Numai după ce agăța armele, că nu mai poți vorbi. Numai ți-e strânse îmbrăcămintea neprihănirii în jurul tău. Și nu mai ai putere la efort să te ajute. Diavolul va găsi o plăcere care ți este mai atractivă pentru tine. Numai să renunți la adevăr. Frați și surori,
am înțeles, mai mult ca până acum, dea Domnul să înțelegem toți, cât de înălțător este adevărul. Iisus Hristos este adevărul. Un adevăr verbal, un adevăr trăit, un adevăr veșnic. Orice minciună vine de la Satana. Oare vom trăi așa? Uneori adevărul are un preț și eu vreau să închei cu o poezie. Uneori este greu, dar este frumos, este liniștitor în cuget și va fi mântuitor în final. Adevărul n-are încă sărbătoarea lui acum. Mai muncește și aleargă, ostenind pe greul drum. Însă adevărul are, sfântă împărăția sa, unde o dulce sărbătoare și un tron veșnic va avea. Fericit în orice fel cine rabdă pentru el. Adevărul n-are încă nici o patrie aici. Singuratic pribelgește printre spini și inamici. Însă adevărul are viitorul nesfârșit, când va fi pe tot el singur împăratul strălucit. Fericiți vom fi la fel, de vom rămâne cu el. Amin.